Povestea florilor fermecate de Mirela Șova. Era odată, în țara lui Marmeladă, un munte. Pe munte se afla o poiană unde creșteau niște flori. Dar nu erau flori obișnuite, ci unele fermecate, cu multe petale în diferite culori, strălucitoare și cu numeroși bobocei. Aceste flori nu creșteau și nu înfloreau decât dacă erau în preajma muntelui copii cu minți. Dacă se făceau obraznici, ele întâi leșinau, apoi, după o vreme, chiar mureau de tot. Se uscau și nu mai creștea alta în loc. Se înmulțeau foarte ușor dacă apăreau mai mulți copii cu minți în zonă. Totul era să rămână măcar una, să nu dispară de tot. În localitatea de lângă munte erau copii de toate felurile, adică și cu minți, și obrăznicuți, și obraznici de tot. Ba chiar și unii despre care nu puteai să spui nimic. Acasă cu minți, la școală obraznici sau invers. La fel și florile fermecate. Unele erau înflorite la maxim, altele cu câțiva bobocei, altele în leșin și unele uscate. Într-o zi, o mămică trecu prin poiana florilor fermecate, având treabă la culesul de ciuperci. Era un prilej să mai testeze cum sunt copiii din zonă și să se bucure de frumusețea nemărginită a florilor. Când intră în poiană, scăpă coșulețul pentru ciuperci din mână. Majoritatea florilor erau leșinate, uscate, una singură era înflorită. Uluită, ea fugi spre orășel. Își anunță mămicile prietene de pericolul îngrozitor și plecară către școală unde învățau copiilor și ceilalți copii din zonă. Se furișară la geamul clasei de copii și văzură ce nu se putea pomeni. Copii neatenți care dărâmau caiete, scaune, întorși cu spatele la tablă, pătați pe bluzele albe de la pachetelul de acasă, pătați de cerneală, mânuțe care se scobeau în năsucuri și câte altele, imposibil de spus. O singură fetiță, liniștită, își vedea de treabă, copiind ceva de la tablă, în timp ce doamna învățătoare își plângea de milă cu mâinile ținute la urechi. Cele trei mămici au hotărât că e situație de urgență. Au scos repede cele trei costume speciale, unul de Moș Crăciun, unul de Baba Cloanța și unul de Zână Bună, s-au îmbrăcat cu ele, au intrat în școală fără să fie văzute și au ciocănit la ușa clasei. Au intrat și au surprins pe copii. Prima a început să vorbească ca Moș Crăciun. Bună ziua, dragi copii! Am venit să notez numele copiilor cu minți din clasă pentru cadouri de Crăciun. Văd că una singură e cu minte, e Florica. Bine, o să scriu aici, restul o mai vedea. Apoi Moș Crăciun părăsi clasa. Se auzeau rugăminți cu promisiuni fierbinți. Întoarce-te, moșule, promitem că... Deodată începu să vorbească Baba Cloanța și se făcu liniște. Ce de copii aici! Am nevoie de voi, să știți. Casa mea din pădure e foarte frumoasă, plină de păienjeni, șoareci, gândaci. Tot ce doresc este să vină cu mine câțiva din cei mai obraznici să o curețe. Mie îmi plac foarte mult copiii obraznici. Hai, cine se oferă? Nimeni nu zicea nimic. Ca prin minune, caietele, cărțile, penarele se ordonaseră. La fel și scaunele, ca și poziția copiilor în bănci. Na, că trebuie să plec fără vreun copil, mormăi baba și plecă. Iar eu
Eu am venit să organizez o excursie cu toți copiii cu minți din clasă, spuse Zâna. Mergem în poiana florilor fermecate să vedem ce mai fac. Ce ziceți? Ura, ura, spuseră copiii. Bănuiți, cred că au mers cu toți în poiană, chiar și cu doamna învățătoare. Între timp, florile cele leșinate își reveniseră. Poiana era din nou cum trebuia să fie, ba chiar și mai frumoasă. Oare așa o fi și azi? Povestea iepurașului de Paști. A fost odată o familie de iepurași. Mama, tata și cei 7 copii ai lor. Părinții nu știau care din cei 7 copii ai lor va fi adevăratul iepuraș de Paști. Mama a luat atunci un coș cu ouă diferit colorate și a chemat copilașii în jurul ei și a început să-i spună celui mai mare. Te rog, ia un ou din coșul acesta și du-l în grădină, acolo unde copiii au pregătit cuiburile. Primul iepuraș a luat oul de aur și a fugit cu el în pădure, peste râu, peste poiană, peste câmpie, până a ajuns la grădină. Când se sară gardul, iepurașul a făcut un salt prea mare. Oul i-a scăpat și s-a spart. S-a întors acasă supărat, iar mama lui i-a spus: Iepuraș, iepuraș, în grădină n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat. Al doilea iepuraș a luat oul de argint. A fugit cu el în pădure, a trecut peste râu, prin poiană și când a ajuns în câmpie s-a întâlnit cu o coțofană. Aceasta i-a spus: Dă-mi te rog oul să-l privezi mai bine, n-am văzut niciodată un ou atât de frumos. Dar până când el să se gândească dacă să-l dea sau nu, coțofana a luat oul și a zburat cu el în cuib. Cel de-al treilea iepuraș a luat oul de ciocolată, a fugit cu el în pădure și deodată s-a întâlnit cu o veveriță, care zburda voioasă prin crengile unui copac. Veverița l-a întrebat: E bun oul? Nu știu, eu îl duc copiilor, lasă-mă să-l privești și să gust puțin din el. Dar pentru că oul a fost bun, veverița l-a mâncat pe tot. Al patrulea iepuraș a luat oul pestriț, pictat cu picățele, și a fugit cu el prin pădure, dar când a ajuns la râu, vrând să-l treacă peste un trunc de copac, început să se oglindească în apă ca într-o oglindă, și uitând de ou, îl scăpă în apă. Când se întoarse acasă, mama lui îi spuse ca și celorlalți frați: Iepuraș, iepuraș, în grădină n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat. Al cincilea iepuraș luă oul galben, fugi prin pădure, dar acolo se întâlni cu vulpea care îi spuse: Vino până la vizuina mea să le arăt și puiilor mei minunăția asta de ou. Puii de vulpe, cum au văzut oul, au început să se joace cu el până când oul s-a spart. Al șaselea iepuraș luă oul albastru și fugi cu el până când se întâlni cu alt iepuraș. De bucurie lăsă oul jos și începură să se joace împreună. Și cum se jucau ei voioși, din neatenție au spart oul. Ajuns acasă, mama lui i-a spus: Iepuraș, iepuraș, în grădină n-ai intrat, nu ești tu cel așteptat. Toată familia iepurașilor era supărată. Până acum niciun iepuraș nu a reușit să ducă oul copiilor în cuibul pregătit de aceștia. Cel mai mic dintre iepurași trebuie să-și încerce norocul, e rândul lui să pornească pe drumul care duce spre cuibul din iarbă, pregătit de copii. Al șaptelea iepuraș, cel mai mic copil al familiei, a luat oul roșu. A alergat cu el prin pădure, s-a întâlnit și el cu niepure, dar nu s-a oprit la joacă. Apoi s-a întâlnit cu vulpea, pe care a ocolit-o. A trecut cu grijă peste râu. Când a ajuns în câmpie, s-a întâlnit cu coțofana, care a zburat o vreme după el. Dar iepurele îi spuse că e grăbit și coțofana îl lăsă să meargă mai departe. Așa a ajuns el cu bine în grădina casei și cu mare atenție a pus oul în cuibușorul pregătit de copii în iarbă. Când s-a întors acasă, mămica lui fericită i-a spus: Iepuraș, iepuraș, în grădina a intrat, tu erai cel așteptat. Și uite că așa părinții au aflat care din cei 7 copii ai lor merita să fie adevăratul iepuraș de Paști. Totul s-a întâmplat de mult, dar iepurașul de Paști mai trăiește și aduce în fiecare an de Paști ouă tuturor copiilor cu minți
și le urează un Paște fericit. Ursule Brun, ursule Brun, tu ce vezi? De Bill Martin Jr. și Eric Carl. Ursule Brun, ursule Brun, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd o pasăre roșie care se uită la mine. Pasăre roșie, pasăre roșie, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd o rață galbenă care se uită la mine. Rață galbenă, rață galbenă, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd un cal albastru care se uită la mine. Calul albastru, calul albastru, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd o broască verde care se uită la mine. Broască verde, broască verde, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd o pisică violet care se uită la mine. Pisică violet, pisică violet, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd un câine alb care se uită la mine. Câine alb, câine alb, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd o oaie neagră care se uită la mine. Oaie neagră, oaie neagră, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd un pește auriu care se uită la mine. Pește auriu, pește auriu, tu ce vezi? Uită-te bine, eu văd o doamnă profesoară care se uită la mine. Doamnă profesoară, doamnă profesoară, dumneavoastră ce vedeți? Uitați-vă bine! Eu văd mai mulți copii care se uită la mine. Copii, copii, voi ce vedeți? Uitați-vă bine! Noi vedem un urs brun, o pasăre roșie, o rață galbenă, un cal albastru, o broască verde, o pisică violet, un câine alb, o oaie neagră, un pește auriu și pe doamna profesoară cum se uită la noi. Asta vedem, vedem foarte bine! Pescarul și peștișorul de aur, după Alexander Pușkin. A fost odată un pescar bătrân care locuia împreună cu soția sa, o femeie înfumurată, certăreață și mereu nemulțumită, într-un bordei neîngrijit și dărăpânat. Bătrânul ieșea pe mare la pescuit. Era singurul mod de a face rost de mâncare. Într-o bună zi, pescarul prinse un peștișor din calea afară de frumos. Părea poleit cu aur. Peștișorul cu glas de om îi ceru pescarului să-l lase în viață și să-l arunce în apă și îi va îndeplini trei dorințe. Pescarul, om milostiv, îi cruță viața bietei ființe, chiar dacă nu credea în minuni. Ajuns acasă cu traista goală pentru a-și îmbuna soția, îi povesti de peștișorul aurit și de promisiunile lui. Aceasta și reata femeie îi porunci bătrânului să se întoarcă îndată pe țărm și să-i ceară peștișorului să-i îndeplinească o dorință. Ajuns pe țărmul mării, îl strigă pe peștișor. Acesta nu întârzie să se arate, iar pescarul îi ceru pentru soția lui o covată mai mare, în locul celei vechi. Peștișorul îi promise pescarului că dorința femeii va fi îndeplinită. Ajuns acasă, găsi o covată mare și frumoasă, cum nu-i fusese dat să vadă vreodată. Nevasta sa stătea lângă vas, clătinându-și capul în semn de uimire. Acum dădea crezare puterii nemaipomenite a peștișorului de aur. Și nu trecu mult timp că născoci din nou o dorință demnă de lăcomia sa. După o vreme, femeia îl trimise din nou pe om la malul mării, pentru a cere peștișorului de aur să îndeplinească cea de-a doua dorință. De asta dată, femeia voia o casă frumoasă și împodobită în locul celei derăpânate. Pescarului îi era rușine de lăcomia soției, dar își lua inima în dinți și îl chemă din nou pe peștișor. Și îi spuse cea de-a doua dorință a femeii. Peștișorul asigură că dorința îi era ca și îndeplinită. La întoarcere va găsi o casă nouă, încăpătoare, din care nu va lipsi nimic. Pescarul porni spre nevastă,
cu capul plecat. Dar iată că în locul bordeiului dărăpânat se afla o casă mare nou-nouță. Femeia lui însă stătea în prag, scrâșnind din dinți de nemulțumire. Te pomenești că nu-i sunt de ajuns toate bogățiile din lume, gândi mohorât bătrânul. Și câtă dreptate mai avea, căci de îndată ce-l văzu, bătrâna îi porunci moșului să facă din nou cale întoarsă și să se înfățișeze înaintea peștișorului. Urma să îi se îndeplinească cea de-a treia dorință, voia un palat. Peștișorul îi îndeplini dorința, deși părea deja sătul și plictisit de lăcomia lor. Când bărbatul se întoarse acasă, nu-i veni să-și creadă ochilor. În locul casei era un palat care se înălța falnic în ținutul acela părăsit, ce până nu demult fusese parcă uitat de Dumnezeu. Nevastă sa era acum împărăteasă. Când își văzu bărbatul la poartă, îl izgoni ca pe un dușman și îi spuse să ia seama ca nu cumva să îndrăznească să mai pună piciorul în palatul ei. Bătrânul pescar părăsi palatul și porni încotro văzu cu ochii. Bietul pescar nu înțelegea ce se petrecea. Căzu pe gânduri, știa că doar peștișorul de aur putea să-i dea vreun sfat. Coborâ din nou la țărm și îl chemă încă o dată, deși cele trei dorințe fuseseră deja îndeplinite. Totuși, peștișorul se arătă și acum. Bătrânul îi povesti de necazul care dăduse peste el, de trufia nevestei sale. Bătrânul avea o ultimă rugăminte, pornită din suflet. Îi ceru peștișorului să năruie palatul și să facă să dispară bogățiile primite, iar acasă voia să o găsească pe nevastă în bordeiul lor sărăcăcios în care să domnească pacea și împăcarea. Lăcomia nevestei pescarului îl supără din calea afară pe peștișor, astfel că se îndură de sufletul necăjit care venise să-și jelească amărăciunea. Hotărâ să facă dreptate și să îndeplinească această ultimă dorință. Îl îmbună pe bietul pescar și îl trimise acasă. Nu mai era nici urmă de palat, de curte împărătească și de mulțimea de servitori care forfoteau prin palat să-i facă pe plac stăpânei. Când bătrânul văzu vechea lor căsuță, cu pereții scorojiți, se simți cu sufletul împăcat. Înăuntru își găsi nevasta, veșnic nemulțumită. Cum era și mai înainte? Totul era ca la început. Viața lor era lipsită de bucurii și de bogății, așa cum fuseseră obișnuiți. Pescarul ieșea din când în când la pescuit, dându-și toată silința să prindă cât mai mulți peștișori în cârligul undiței. Ducea o viață grea, plină de griji, dar pescarul știa că era tocmai viața pe care și-o dorise, deși nevasta continua să-l dojenească pe nedrept în fiecare zi. Aventurile lui Codiță, cățelușul cu fundiță, de Octavian Vasilescu. Într-un parc de lângă noi, 5 căței cam maidanezi, fascinați de flori și fluturi, și-au făcut un mic culcuș. În parc, rană multă nu primeau. Când găseau un os pe jos, o gâlceavă mică începea. Dar fiindcă erau frățiori, până la urmă fiecare se alegea cu ceva. Bineînțeles că cel mic mânca întotdeauna primul. La parterul unui bloc, doi bunici au construit căsuțe pentru căței. Oase, lapte și apă și chiar cărniță ei primeau în fiecare zi, iar copiii erau tovarășii lor de joacă. Pe stradă, într-o zi, trecu un circ. Cel mai istez dintre căței, atras de veselia zgomotoasă și de costumele strălucitoare, se apropie de un clop. I-a plăcut foarte mult tot ceea ce se petrecea la circ. Luminile strălucitoare, muzica veselă, costumele țipătoare. Isteț și frumușel a învățat imediat câteva giumbușlucuri și așa a devenit artist de circ. Toți copiii îl iubeau. Era prieten cu toate animalele de la circ. Știa să meargă pe piciorușele din spate, să facă echilibristică pe minge, să salute cu înlătrat publicul. Ce mai? Era un artist desăvârșit. Frizat, pudrat, îngrijit, din maidanez a devenit pudel.
ce bine se simțea acum, că era în centrul atenției. Într-o zi însorită, pe când zburda voios pe lângă circari, o doamnă l-a strigat. Curios din fire, cățelul nostru se gudură imediat pe lângă dânsa. Nu știa de ce, dar doamna i s-a părut o zână. Cu ochii albaștri și o voce caldă l-a cucerit pe loc. Mângâiat și alintat, ținut în brațe și pupat, cățelul nostru artist de circ s-a înnuiat. A vrut o nouă viață să înceapă și pentru prima dată de când s-a născut, a primit un nume. Mâncând numai mâncarea aleasă, dormind în casă, pe perne de puf, era cel mai fericit cățel, iubea și era iubit. Aceasta era menirea lui. Niciodată nu a ieșit din cuvântul doamnei, o însoțea peste tot și astfel a trăit fericit, răsfățat și mângâiat, până la adânci bătrâneți. Lăcomia strică omenia. Fratele mai mare ne-a adus o veste. În curând sosește magul din poveste. Prințul bun la suflet, dornic de copii, ne aduce daruri, multe jucării. Nu-mi venea a crede că sosește magul. Oare ce surprize o să-mi facă dragul? Ura, el sosește, vine în sfârșit. Auzind motorul, la geam am sărit. Sus, în zare albastră, un pilot plana peste casa noastră și ne saluta. Și ca prin minune el s-a arătat, magul în curtea noastră a aterizat. Bucuroși copiii l-au înconjurat. Ne-a fost dor de tine, mult te-am așteptat. Mi-a fost dor și mie, dragii mei copii. Nu rămâne nimeni fără jucării. Am cărți, trotinete, cai și ursuleți, păpuși pentru fete, mici pentru băieți. Aș fi vrut pe toate să mi le dea mie, însă el împarte cât o jucărie. Ție o trotinetă, ție un ursuleț, hai veniți la mine, fete și băieți. Eu credeam că magul vine doar la noi, spune-le îndată să le dea înapoi. Magul mă privește foarte supărat. Pentru că ești lacom, ia ce-ai meritat. Șerpi, broaște râioase, brusc se năpustesc, se iau după mine, lacom mă numesc. Fuga-i rușinoasă, dar e sănătoasă, fug și mie rușine, dar scap de jivine. Însă și în casă-i multă supărare. Tu nu ai măsură, lăcomia-i mare. Fața de rușine mi s-a înroșit. Mă iertați, nu-i bine, știu că am greșit. Scuze și regrete, lacrimi curg pe față, n-o să se repete niciodată în viață. Magul îmi zâmbește, bine, eu te iert, hai, ia-ți jucăria, fii băiat deștept. Plâng și mi-e rușine, dar mă simt mai bine, știu că lăcomia strică omenia. Asta-i povestea lui Cornel, băiețelul egoist și cam lacom din fire. De la acea întâmplare, el nu s-a mai lăcomit niciodată. Acum este foarte darnic, generos și împarte cu ceilalți copii jucăriile și dulciurile. În scurtă vreme, Cornel și-a făcut o mulțime de prieteni. Îți voi face cunoștință doar cu câțiva dintre ei. Sper să-i îndrăgești și tu. Gabriela. Toți copiii vor să-i fie prieteni, deoarece cu ea nu te plictisești niciodată. Recent a fost ziua ei și prietenii au venit să o felicite. Le-a pregătit diferite jocuri și surprize și toți s-au distrat de minune. Copiii spuneau, ce bine-i că Gabriela e o fire atât de veselă și mereu cu zâmbetul pe buze. Costel. Costel e un bun prieten și un băiat curajos. Odată, pe când se plimba cu pisoiul său, a apărut ca din senin un luleu negru și a început să latre furios. Dar Costel nu s-a speriat și l-a luat pe motocel în brațe și l-a salvat de câinele rău. Bravo, Costel, ești un băiat curajos, l-a lăudat mama sa. Dragoș. Dragoș este un băiat bun la inimă, gata oricând să sară cuiva în ajutor. Odată, iarna, un pici a vrut să facă un om de zăpadă, dar nu-i reușea. De necaz a început să plângă. Dragoș s-a apropiat de el, l-a consolat și i-a ajutat să termine omul de zăpadă. Piciu a început să sară în sus de bucurie. Dragoș, ești un băiat bun la inimă, i-a spus mama. Fata babei și fata moșului. Era odată un moșneac și o babă și fiecare avea câte o fată. Fata babei era slută și țâvnoasă, rea, iar fata moșului era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Cu toate că făcea treburile cele mai grele din gospodărie, baba nu era mulțumită și o certa tot timpul.
iar pe moș îl îndemna într-una să o alunge de acasă. Astfel, într-una din zile, fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, moșul a chemat-o pe fata lui și cu mâhnire în suflet i-a spus să plece de acasă. Dar a sfătuit-o ca un tată grijuliu că pe unde s-a duce să fie supusă, blajină și harnică. Fata moșului a plecat supărată la drum și a mers până ce în cale i-a ieșit o cățelușă bolnavă și slabă, care, cum a văzut-o pe fată, i-a zis: "Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă grijește, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată." Atunci fete i s-a făcut milă, a spălat cățelușa și a îngrijit-o foarte bine. Și a continuat drumul și nu după mult timp a văzut un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul i-a zis fetei: "Fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă de omizi, că ți-o-i prinde și eu bine vreodată." Fata cea harnică a curățat părul cu mare îngrijire și apoi s-a dus înainte să-și caute stăpân. Mergând mai departe, numai ce a văzut o fântână mâlită și părăsită. Fântâna i-a zis: "Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă că ți-o-i prinde și eu bine vreodată." Fata a rânit fântâna, a îngrijit-o foarte bine, apoi a lăsat-o și și-a căutat de drum. În calea sa, fata a dat și de un cuptor nelipit și aproape să se risipească. Cuptorul, cum a văzut-o, i-a zis: "Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă că ți-o-i prinde și eu bine vreodată." Fata, care știa că de treabă nu mai cade coada nimănui, a călcat lut și a lipit cuptorul de ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi a pornit iarăși la drum. A continuat să meargă zi și noapte și nu știu ce a făcut că s-a rătăcit. Trecând printr-un codru întunecat, a dat de o poiană în care a văzut o căsuță umbrită de niște lozi pletoase. Acolo a întâmpinat-o Sfânta Duminică. Aceasta a rugat-o cu blândețe în glas să îngrijească copilașii o zi, promițându-i fetei că nu va ieși cu mâinile goale de la casa ei. După ce bătrâna a plecat la biserică, fata a chemat pe copii și mare i-a fost mirarea când a văzut că pădurea foșcăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine mici și mari. Ea nu s-a speriat, ci una câte una le-a îngrijit foarte bine. Sfânta Duminică s-a umplut de bucurie când a venit acasă și, drept răsplată, i-a zis fetei să-și aleagă din pod o ladă pe care să n-o deschidă până acasă. Nefiind lacomă, fata și-a ales din mulțimea de lăs pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Cu lada în spate, fata a pornit cu bucurie spre casa părintească, tot pe drumul pe unde venise. Pe drum, a dat de cuptorul grijit de dânsa, care i-a dat să mănânce plăcinte crescute și rumenite. Mai încolo, fântâna curățată de dânsa era plină cu apă limpede ca lacrima și rece ca gheața. Pe colacul fântânii erau două pahare de argint, cu care fata a băut apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele și a pornit înainte. Pe drumul de întoarcere spre casă, ia ca și părul pe care îl îngrijise. Era încărcat de pere, galbene ca ceara și dulci ca mierea. Părușa a plecat crengile și ea a mâncat pere, apoi și-a luat și cu dânsa. De acolo, mergând mai departe, fata a întâlnit și cățelușa, care acum era voinică și frumoasă. Aceasta purta la gât o salbă de galben, pe care i-a dat-o fetei drept mulțumire că a căutat-o la boală. Tot mergând înainte, fata a ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul a primit-o cu inima plină de bucurie. Fata i-a dat salba și paharele de argint. Împreună au deschis lada și moșul a întinerit pe loc, când a văzut că din ea au ieșit nenumărate herghelii de cai, cirezi de vite, turme de oi, iar baba și fata ei au rămas încremenite de ciudă. Fata babei și-a luat inima în dinți și a zis babei că se duce și ea să-i aducă și mai multe bogății. Și-a pornit cu ciudă pe drumul pe unde fusese fata moșului. În drumul ei a întâlnit și ea cățelușa bolnavă, părul tixit de omiz, fântâna mâlită și cuptorul nelipit, dar fata alintată și leneșă le-a repezit cu răutate și nu le-a îngrijit. Mergând ea tot înainte, a ajuns și la Sfânta Duminică, dar și aici s-a purtat totul sus și cu obrăznicie. Pe copii au opărit de țipau de usturime și durere.
iar bucatele le-a afumat. Blândă și îngăduitoare, Sfânta Duminică i-a spus și ei să-și aleagă din pod o ladă. Fata și-a ales din pod lada cea mai nouă și mai frumoasă. Și-a pornit spre casă repede, de-i pârâiau călcâiele de frică să nu se răzgândească bătrâna. Când a ajuns la cuptor, acesta nu i-a dat voie să ia plăcinte și a ars-o la mâini. La fântâna plină de apă, până în gură, nu a putut să se răcorească pentru că paharele de argint într-o clipă s-au scufundat. Părul, plin de pere, s-a făcut de 1000 de ori mai înalt ca fata să nu poată să guste vreuna. Iar cățelușa a mușcat-o când fata a vrut să ia salba de la gât. Fata babei a ajuns acasă la mama sa. Nu le-a tignit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc au mâncat-o și pe babă și pe fată. Cu tot, de parcă n-au mai fost pe lumea asta. Moșneagul a rămas liniștit și bogat, iar pe fata lui cea frumoasă și ascultătoare a măritat-o cu un om harnic și bun. Fluierarul din Hamelin. De mult, într-un oraș numit Hamelin, șobolanii erau o amenințare. Într-o zi, veni un fluierar îmbrăcat în haine colorate. Acesta pretindea că poate prinde șobolani. Fu dus la primar. Cei doi făcură o înțelegere, cum că odată ce fluierarul scapă de șobolani, va fi plătit regește. Fluierarul începu să cânte la fluier și toți șobolanii îl urmară. Îi momi la un râu. Toți șobolanii se înecară în acel râu. Fluierarul se întoarce la primar să ceară plata. Primarul refuză. Asta îl înfurie mult pe fluierar. Părăsi orașul chiar atunci. În ziua Sfinților Ioan și Pavel, orășenii se rugau la biserică. Fluierarul se întoarse și începu să cânte la fluier melodiosul cântec. Toți copiii din oraș, în afară de 3, îl urmară pe fluierar, atrași de melodia sa. Din cei 3 rămași, unul era șchiop și nu-i putea urma pe ceilalți copii. Unul era surd și unul era orb și nu vedea unde s-au dus ceilalți. Fluierarul momi mai mult de 100 de copii într-o peșteră și apoi închise intrarea. Cei 3 copii le spuseră oamenilor din oraș despre ceilalți copii răpiți de fluierar. Primarul fu criticat și îi păru foarte rău pentru trădarea sa. Anunță că îi va da banii fluierarului. Acesta auzi anunțul și dădu copiilor drumul la casele lor. Fluierarul primi recompensa și nu mai fu văzut niciodată în oraș.